O să încep să vă spun 23 de lucruri care le-am făcut și le-am învățat în anul 23. Chiar anul trecut pe vremea asta am primit acest mesaj minunat care spune 23 va fi anul tău. Și chiar așa a fost. Mulțumesc celor care mi-a spus asta. Ai o dreptate. În anul 23, să zic așa, că al meu e 23, a fost 23, am început să investez mai mult în prieteni, asta pe sfârșitul anului, și în familie. Acum surorile mele mă așteaptă în curte de vreo 10 minute, ca să mergem la cafea împreună. Ce drăguț din partea lor, nu? Măcar de ziua mea, să mă scoată la cafea! Mă sună sora mea din curte. Alo? Cred că sunt gata. Bine, pa, ne vedem! Mergem la cafea. Am început să călătoresc mult mai mult. Am început cu Cinque Terre, Milano, Barcelona. Cu Denisa unde a fost? Am trecut. Malta și în Suedia. În Malta și în Suedia, numai atât? Doar atât? Și Norvegia, ce vorbiți? A, în Norvegia am fost acum chiar înainte să se termine anul 23. Aia e refresh, dar ce vreau să fie mai healthy. 3. Am început vlogging-ul exact anul trecut. Și până anul ăsta am făcut 20.000 de subscribers, așa că până la anul trebuie să am măcar 200.000. Lol, tu vezi ce ai în spate? Dar nu-mi pasă ce am în spate. Tu te mai încolo, nici nu te auzi de autocar. Anul trecut am avut parte de cea mai frumoasă vară. Cu cireșele în spate, vrei? De așa. Nu se văd cireșele. Unde sunt aici? Acum am view perfect. Put, mănânc și o cireașă. Ah. Am o parte de cea mai frumoasă vară, împreună cu toată familia mea. Toți frații mei au venit în țară și suntem 11 și toți nepoții mei, 14. Eram 18. Se tot înmulțesc. Am avut absolut toți nepoții și toți frații aici, în casa aceasta, în curtea asta, timp de o lună de zile. Și a fost perfect, a fost foarte frumos. Și nu știu dacă o să ne mai întâlnim vreodată așa toți. O să continui vlogul pe care trebuia să-l fac ieri și mi-am dorit să-l fac într-un mod așa, timp de toată ziua, să vă iau cu mine de ziua mea, dar după aia mi-am dat seama că am o zi jalnică, o zi în care am plâns foarte mult și da. I'm honest! Bun! O să audă familia mea și iar o să se panicheze, că așa se panichează ei, că nu mă cunosc. Ce să zic? Anul trecut am fost pentru prima dată pe un boat cruise. A fost extraordinar de frumos, am mers cu blogul, adică am primit 4 zile pe un boat cruise, 4 zile de neuitat. Am fost în Barcelona, în Ibița, în Franța și pe mare. Am avut parte de niște apusuri demențiale. Anul trecut mi-am făcut foarte mulți prieteni noi. Corina Bota din Spania, o iubesc, chiar dacă ne vedem foarte rar, dar când ne întâlnim suntem două nebune care ne înțelegem foarte bine. Carmina, cu ea am reușit să mă împrietenesc așa mai bine doar anul ăsta, după ce m-am dus în Anglia, dar da, e prietena mea cea mai bună și o să o vedeți în vlogurile mele tot mai mult de acum înainte, dar ce lucrăm împreună. Am mai cunoscut-o pe Claudia Stănescu, care e o fată extraordinară, la ea am stat în Londra, cât timp am locuit acolo, pe Denisa din Franța, cu care am filmat un vlog, și Justin, pe care am cunoscut-o în India. Foarte mulți prieteni, foarte tari și țin la ei. Eu de obicei nu aveam prieteni, de-aia mă laud cu chestia asta, adică e fain să ai prieteni. Anul trecut am urcat mai mulți munți. Vârful Lancia, vârful Scara și vârful Moldovianu. Cel mai greu a fost vârful Moldovianu, deoarece l-am făcut într-o zi. Am învățat ce înseamnă să nu renunț. Dorința mea a fost să ajung până la final și dura 7 ore de urcat, coborât, urcat, coborât. Nu am vrut să renunț. Am mers cu o echipă de 4 persoane, 2 persoane au renunțat pe drum, au zis că nu mai pot. Însă nu am dorit să renunț. Anul trecut am fost invitată ca și blogger la primul meu fashion show la Paris Fashion Week. O surpriză foarte mare și un reward foarte mare, un succes foarte mare, deoarece ca și blogger asta îți dorești, să ajungi să fii invitat la evenimente, să fii invitat la Fashion Week. Anul trecut, după cum v-am mai zis mai devreme, am vizitat India și Sri Lanka. A fost pentru mine o experiență extraordinară, o țară extraordinară, deoarece
am întâlnit așa mulți oameni extrem de săraci care se bucurau de viață și erau mulțumitori. Pur și simplu am venit de acolo vindecată. Înainte să merg, am avut niște depresii foarte urâte. Nu vă imaginați acum, nu știu, la mine depresii foarte urâte și să n-am chef de nimic. I don't know, deci nu îmi tăiam venele și în alea. Pur și simplu eram tristă și n-am mai vrut să merg, eram panicată. Datorită Indiei am învățat din nou să fac parte dintr-un grup. Știu să mă înțeleg cu o persoană, corp, așa, doar eu cu o persoană, dar când venea vorba de un grup, nu prea știam. Mă panicam, simțeam că nu s-a acceptat. A fost o chestie asta de-a mea, de ani de zile. Și cunoscând acești oameni, am călătorit împreună cu 6 persoane, toți diferiți. Ce ne unea era pasiunea de a crea lucruri frumoase, de a crea poze. Asta, la început, mi-a fost foarte greu să mă împrietenesc cu ei, dar cu timpul am decis să las de la mine, să mă simt bine și am reușit să mă înțeleg cu ei extraordinar de bine. Dacă vrei să ai prieteni, chiar ține de tine, ține de mine, tot. Nu ține de ei. Eu îmi doresc prieteni, I need to work out, not them. Astfel, numărul 12, am prins mai mult curaj. Tot anul trecut m-am învățat pe snowboard mult mai bine și super happy. Snowboard girl for life. Am început să scriu o carte. Pentru copii, povești pentru copii pe care mi-am propus să o termin până la sfârșitul anului 23. Dar n-am, l-am terminat, am terminat decât prima povestire. Am 4 povestiri de terminat și promit să le scriu cât mai repede. Cât despre relațiile cu băieții, încă sunt pe 0. La 23 de ani am fost singură, dezamăgită. Trebuie ok. Mergem mai departe și singure. Am început să citesc mult mai mult și nu m-am uitat la filme aproape deloc. Un lucru foarte tare care l-am făcut anul trecut este să lucrez la o grădiniță. Adică am fost educatoare și nu am școală de educatoare sau cum se zice, pedagogie. N-am făcut pedagogia, nu. Și cu toate astea am lucrat ca și educatoare și am avut un succes nebun. Acum în mai împlinesc un an de când sunt vegetariană. La 23 de ani am fost vegetariană, tot anul e singurul an în care chiar asta am fost. N-aș fi crezut niciodată, dacă mi-ai fi zis înainte, ala, o să fiu vegetariană, eram... No, I will never give up my shawarma. Dar uite că sunt vegetariană. Un alt lucru pe care l-am învățat e să fiu mai mulțumitoare, să fiu mai iubitoare, să mă bucur de fiecare lucru cât de mic e el și să nu iau lucrurile for granted. Mai de mult eram foarte încăpățânată. Dacă cineva mă supăra, ziceam noapte bună și nu mai vreau să am de a face cu tine și jigneam, ziceam cuvinte urâte și mai îmi părea rău și eram destul de orgolioasă, nu mă mai duceam înapoi. Dar am învățat să-mi cer iertare, am învățat să mă duc înapoi și să lupt pentru relații și mă bucur pentru chestia asta, mă bucur enorm fiindcă am pierdut așa mulți prieteni din cauza că am fost așa de încăpățânată și închideam în mine. Dar am lăsat de la mine lucrul ăsta și e foarte fain. Cel mai important lucru pe care l-am învățat în ultima perioadă, să nu mai fiu overthinking, să nu mai am frica asta de viitor, de oameni. De multe ori întâlneam pe cineva și dacă începeam să mă înțeleg bine cu persoana respectivă, mă lua o frică din asta că, oh, să mă rănească, o să facă ceva, o să fie dezastru, fiindcă tot timpul am fost rănită. Dar învăț în continuare că eu trebuie să fac partea mea și să n-am nicio așteptare de la nimeni. Și, per total, pur și simplu am avut un an extraordinar, foarte binecuvântat, plin de succese și amintiri extraordinare. Pot să zic că a fost cel mai bun an și anul acesta, 24, o să fie și mai bun. Abia aștept. Vă pup și vă doresc o zi extraordinar de frumoasă și ne vedem curând.